Bună ziua! Astăzi m-am gândit să facem o prăjiturică la nepoata mea asta care e venită din Germania, că marți sau miercuri pleacă și am zis că să-i fac un tort. Dar nu e tort rotund, îl fac așa în tavă și tortul zice că se numește Regina Maria. Eu nu știu, e un blat de pișcot, dă din jos și ălalalt vine numai albuș cu nucă și deasupra ciocolată, o cremă. Deci, nu, în sfârșit, îi facem un tort și vreau să vă arăt roșiile, că pe mine mă cam încurc aici că stau și ar trebui să le iau, ieri le-am fiert pe timpul ăsta și acum ar trebui să le iau de acolo. Și vreau să vi le arăt. Uite, nici nu m-am atins de ele să le desfac. Și, dar eu nu știu că încă scalde. Mai e scalde un pic? Da. De ieri până... Pune mâna. Mamă, iau ce fierbinți. No, eu le descoper ca să se răcească și atunci le iau de aici. Da, trebuie să se răcească. Da, asta nu m-a ajuns exact cât... Astea sunt roșiile mele. Nu sunt multe, nu e și mult. În 24 de kilograme. Am 3, 6, 9, 12, 14, 15, 16 kilograme m-a ieșit din 22 de kilograme. Dar bine, ne-am mai lăsat noi și de mâncat. Deci am mâncat și ieri și mai am și astăzi încă din ele. Mm-hmm. Deci o mai rămas. O mai rămas din roșii. O mai rămas de roșii. Da. Ne-am mai lăsat și noi, deci nu știu câte kilograme, poate 20 de kilograme. Uh-huh. Și m-a ieșit 16, am spus? Da, 16. Nu, 16 litri. Destul, e cât fac eu când și când câte o supă de roșii, că eu nu fac tătuna. Și sos la fel nu fac tătuna de roșii. Cam atât. Pe ziua de astăzi, deci facem astăzi prăjitura, o prăjitură, Regina Maria, Regina Maria cu nucă. Ok, Natalia, aici nu. Trebuie să fie în centru atenția. Da, Natalia, trebuie. Nici nu vrea să fie filmată. Deci acum ne punem ca să facem tortulețul ăla, prăjiturica aia. Și poate mâine nu mă poate posta... Angi, că zice că e cam târziu sau ce? E târziu, acum până ce filmez, până ce editez, până... Am fost și în încerc piață. Încerc tot posibilul să-l postez astăzi, dar dacă nu reușesc, atunci mâine dimineață. Am fost cu Natalia iarăși în oraș. Când mă duc de dimineață cu ea, deci am plecat până s-o sculat ea, de-abia la 10 am pornit, de-aia s-o sculat, s-o trezit până la vreo 9, dar de la 9 până la 10 trebuia să îmbrace, să mânce, să eu știu ce-au făcut. Și la 10 am pornit. Da. Și până am venit târziu. Acum ne punem să... Uite ouă ei. Nu vrei? Nu vrei? Mhm, vrea. Da. Da, piul. Da, de piul. De la piul. Cineva ne-a spus să arătăm puișorii cât ori crescut de mari, ori crescut mari. O să vi arătăm și pe... O să vi arătăm, poate, dar eu mă duc și le aduc aici. Deci nu trebuie să merg tu cu... Mă duc și le aduc eu așa. Cât vă iubim noi, că vă aducem și puii să-i vedeți. Stai, mami, stai. Ori crescut pui. Ăștia-s puișorii noștri, ăia micuți. Și interesant. Ce interesant e că asta e găinuță și asta e cocoș. Da. Are creastă. Deci așa am nimerit noi. Așa ne-a dat bunica. Da. Și acum nu știu că până acum le-am ținut într-un coș așa de plastic. Dar dacă mami, cresc mai mari, nu știu unde îi țin. Avem cred două. Că duc la bunica mami, înapoi. Ce vrei? Vrei să-l ții tu? Vrei să-l ții tu? Vreau să-l țină Natalia. Vine aici, vine aici. Du-te acolo. Hai, vine la mine. Pune mâna. Dar nu le ia la tine, aici. Pune mâna. Uite
așa, aici pui mâna. Aici, așa. Nu așa. Vezi, Natalia, au aripi acum, nu sunt mai cum ori fost micuți. Adă mânuța, nu-ți fie frică. E frică acum. Hai, nu-ți fie teamă. E frică. Adă mânuța ta. Uite, uite cum îți dau eu, hai să vin aici. Vin aici. Uite, are aripă. Uite, vezi? Asta e aripă. Așa o cheamă. Vezi? Asta e aripă. Uite, pune mâna. Pune mâna. Vezi? Asta e aripă. Pune mâna, pune mâna. Nu-ți fie frică. Vezi? Nu-ți fie frică. Nu-ți fie frică. Te pui, mami, pui. Pui, pui. Pui o să facă ouă. Pui face da. Ouă. Da, da. Ea a mers acolo la bunica, la clocitoarea ei. Și au văzut că din ou iasă pui. Și de aia cât arată ea. Că din ou face pui. Da. Mami, iată pui. Da, 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 mami, de aici, aici este pui. Da. Na, hai, mai le mângâi un pic și atunci le duc înapoi. Vezi, puișori. Uite, asta e piciorul țurui, uite, vezi? Uite, are degete. Da, mami. Știi cum îl cheamă ăsta? Nu picior, să spune, asta e laba lui pui. Laba. Laba lui pui. Lăbuța lui. Și uite-te, uite-te la mine, uite. Asta e creasta, uite, asta e creasta, stai. Mă, puiule, stai cu minte. Stai că vreau să te arăt la Natalia. Uite că nu vrea să stai. Uite, asta e creasta. Și uite, are ochi. Are ochi. Și are ăsta ce e? Cioc. Cioc. Nasul lui. Și are și ochi. Da, mamă. Are ochi. Da, și ăsta e gât. Ăsta e gâtul tău, știi? Gât ăsta. Ăsta de aici are gât. Și asta e aripă. Uite cum stă ăsta. Asta e aripa lui. Vezi? Vezi, puișorii, mami, puișorii. Na, doamne, v-am făcut pe plac. Și am făcut și la Natalia o surpriză că i-am arătat care e ciocul, care e lava, care e aripa. Și asta e codița. Uite, asta e codița. Pune mâna. Vino, vino, vino aici. Pune mâna pe codița. Codița. Codița, mami. Codița. Acum, mami, merge să le pun înapoi și pun apă. Și pun pisat să mânce, bine? Nu. Vă dorim numai bine. Astăzi nu o să mai ne vedem. Dar o să fac prăjitura. Dacă vreți să vedeți în continuare, eu mă pun acum și fac. O pregătesc. Vă doresc numai bine dacă nu mai vă uitați la noi. Dar eu oricum fac prăjitura. Da. La revedere!